Atunci eu, Willy Glass, voi fi salvatorul clubului. Da, îmi place cum sună. Sunt de la clubul de jurnalistică. Ai un comentariu referitor la meciul cu Royal? Vrei un comentariu? O, da! Super! S-auzim! Spune-le cititorilor că încă mai caut un jucător. Fotbalul este pentru cei slabi. Un bărbat va alege totdeauna sumo! Afară! Auci! Clubul de fotbal are nevoie de jucători. Aveți de gând să stați acolo? Nu ați intrat de bunăvoie în clubul ăsta fiindcă voiați să jucați fotbal? Ce înseamnă pentru voi clubul de fotbal Raymond Caragioșilor? Ei, știi ce? Nu se poate! Ați înțeles în sfârșit? Vorbește exact ca și capitanul. Asta voiam eu să spun. Cumva ești posedată de spiritul lui? Hei, Axel! Frumos loc, nu? E pur și simplu super. Da, și mie îmi place să vin aici încă de când eram mic. Spune-mi, ai aflat de meciul cel mare? Meciul demonstrativ contra Royal? Problema e că ne mai trebuie oameni. Am întrebat toată ziua, dar nimeni nu vrea să vină în club. Deci, nu ai vrea totuși să te răzgândești? Ascultă, de ce nu mai joci? Nu să spun la nimeni, promit. Păcat de șutul ăla grozav. Mi s-a făcut pielea de găină când l-am văzut. Sunt sigur că ai motivele tale de a-i renunțat, dar asta nu înseamnă că urăști fotbalul, nu? Dacă l-ai urât, n-ai putea să dai un asemenea șut. Deci ție îți place să vorbești mult, nu? Vreau doar să joc fotbal cu tine, atât. Dacă facem echipă, am fi cea mai tare pereche din lume. Nu mai vorbi cu mine. Stai! Spune-mi de ce ai lovit ieri mingea! Lasă-mă în pace. În fine, antrenamentul! Haide! Antrenamentul tău e foarte aiurea, frate. Nathan? Ai o metodă extrem de ciudată. Da, e acolo. Sunt doar mâzgăleli. Și tu poți să citești asta? Da, pot. Pagina asta îți spune cum să oprești un gol. Zău? Bunicul meu a fost cel care a scris-o. Vorbești serios? Da. A murit înainte să mă nasc. Dar a fost antrenorul clubului de fotbal al școlii generale Raymond. Așa că eu cred că este un caiet de antrenament special. Tipii de la Royal au o viteză și o forță de neimaginat. Și ca să le pot opri loviturile, trebuie să învăț totul din caietul bunicului. Totul. Wow, frate, tu chiar vrei să-i învingi, nu-i așa? Aha. Ce? Ce este? Îmi place atitudinea ta, Mark. M-ai convins. Super! Mulțumesc mult, Nathan! Gata, eu m-am înscris, băieți. Voi ce faceți, ha? Capitane! Wow, băieți! Capitane! Să-și par nasul! O să mor de epuizare înainte de ziua meciului, știi, nu? O să fiu bine.
Erau ascunși și se uitau cum te antrenezi dinainte să ajung eu aici, Mark. M-a impresionat felul în care ai insistat prin toată școala. Da, și pe mine. Și antrenamentul ăla, pur și simplu mă motivează, capitane! Capitane, vreau să încerc și eu metoda asta. Și eu? Da, și eu! Putem să încercăm cu toții, capitane? Sigur că puteți! Mi-ar plăcea foarte mult să participați! Da, mulțumesc, băieți, sunt foarte fericit! Să începem! Să începem! Putem învinge, băieți! Da! Ziua jocului. Vreau să cunoașteți pe cineva. Ne va ajuta în meciul de azi. El este Maxwell Carson. Puteți să-mi spuneți, Max, nu am nicio problemă. Când l-am văzut pe capitanul vostru pe teren, m-am gândit că e exact ce-mi trebuie ca să-mi treacă plictiseala. Să-ți treacă plictiseala? Ce, clubul ăsta e o glumă pentru tine? Nu, îl iau în serios. N-am mai jucat fotbal până acum, dar o să învăț repede. Sigur va fi o achiziție bună, credeți-mă, băieți! Da, dar chiar și așa, avem doar 9 jucători. Ba 10 jucători. Scuze, nu te-am văzut acolo. Așa e, ai dreptate, s-a înscris și Jim Ray. Da, eu sunt. M-am gândit că e un mod bun de a demonstra oamenilor că exist și eu. Se pare că au sosit cei de la Royal. De ce spuneai că vrei să jucăm contra echipei astea de doi bani? Cum ne va îmbunătăți tehnica? S-ar putea să vedem ceva interesant aici. Interesant în ce sens? Vei vedea, să fii doar cu ochii în pat. În toate școlile pe care le putea alege, trebuie să fie soarta. Eu sunt capitanul clubului de fotbal al școlii generale Raymond. Mulțumim că ne-ați ales să jucăm cu voi. E un teren nou pentru noi. Putem să ne încălzim mai întâi? Sigur, dați-i drumul. Ce e asta? A dispărut. Ce e asta? Ce-i cu mișcările astea ciudate? Vai de mine! Și noi jucăm împotriva lor? Meciul a scăpat de sub control! Smiley!